În timp ce ne închinam aici, Domnul mi-a vorbit despre așezarea corectă a amintirilor. Știți că există o boală, îmi cer scuze dacă nu o să o pronunț bine, Alzheimer. Da? Și unul dintre lucrurile pe care le face Alzheimerul este faptul că îți încurcă amintirile. Da? Îți aduce aminte de lucruri care nu știu pe unde s-au întâmplat acum 50 de ani, dar nu-ți aduce aminte unde ți-ai pus, ce știu, portofelul cu 2 minute înainte. Îți încurcă foarte tare amintirile. Și știți că există și un fel de, Domnul mi-a vorbit despre faptul că există un fel de Alzheimer spiritual. Îți încurcă amintirile. În loc să-ți aduci aminte de ce anume a făcut Domnul în viața ta, de felul în care te-a scos la loc larg, de felul în care te-a binecuvântat, de felul în care ți-a deschis marea înainte, de felul în care favoarea Lui a deschis uși pentru tine, de felul în care ți-a dat biruință în momente grele, de felul în care ți-a purtat de grijă, chiar atunci când n-aveai nimica, El ți-a purtat de grijă. Ne aducem aminte de tot felul, să mă scuzați, de tot felul de gunoaie. De faptul că m-a jignit nu știu cine, de faptul că nu știu cine m-a ofensat, de faptul că nu știu cine ce mi-a zis, de faptul că poate când s-a vorbit de la amvon a fost unul descheiat la cămașă. De tot felul de prostii ne aducem aminte în loc să punem accentul pe amintirile pe care ar trebui să le păstrăm, să le păstrăm vie. Amin. Și îndemnul meu în dimineața, am simțit că e un îndemn de la Domnul pentru mine și pentru dumneavoastră. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte cum am fost alături de tine când treceai prin momente grele. Adu-ți aminte cum ți-am purtat de grijă atunci când nu aveai nimica. Adu-ți aminte cum ți-am deschis ușa când nici nu știai că este ușă. Stăteai în față cu un zid. Adu-ți aminte de lucrurile pe care le-am făcut pentru tine. Adu-ți aminte. Este o învățătură în Biblie. Toate sărbătorile din Biblie vorbesc despre adu-ți aminte. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a deschis marea. Adu-ți aminte că Dumnezeu te-a scos cu mână tare din Egipt. Adu-ți aminte că Dumnezeu este Cel care te binecuvintează și face să-ți crească grâul, face să-ți crească recolta, face să-ți crească pormoneul. Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează. Adu-ți aminte de lucrurile astea. Nu uita, nu uita și adu-ți aminte. Aleluia! Cu permisiunea noastră o să trec la lucrurile pe care, și cu promisiunea fratelui păstor, o să trec la lucrurile pe care Domnul mi le-a pus pe inimă pentru Biserica Agape în dimineața asta, și o să vă vorbesc despre oi, capre, lupi, da? Nu știu, la noi, la Reghin, le-am tot vorbit despre lucrurile astea și mi-am vorbit și mie despre lucrurile astea. Pentru că eu cred că este o nevoie ca tot mai mult fiecare dintre noi să avem o inimă de oaie. Amin. Și până la sfârșitul predicii mele, cred că o să înțelegeți de ce e așa de important să avem o inimă de oaie. Și aici vorbesc spiritual, o inimă de oaie. Haideți să începem în Psalmul 23. Psalmul 23 spune în felul următor. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin.
Știu că mulți dintre voi îl știți. Știu că copiii îl învață și îl recită psalmul ăsta. Și în psalmul ăsta ne este descoperit Dumnezeul nostru, da? Ca și păstor, Dumnezeul nostru ca și cel care ne poartă de grijă, Dumnezeul nostru, da? Ca și cel care ne călăuzește, ne dă direcție, da? Dumnezeul nostru care ne unge, ne dă ungere și cumva rupe jugurile care apasă peste noi, pentru că ungerea rupe jugul. Dumnezeul nostru care în toate lucrurile este alături de noi. Da? Zice că chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mă tem, pentru că Tu ești cu mine. Amin. Dumnezeul nostru care este cu noi. Ne este descoperit aici un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care este cu noi, un Dumnezeu care ne binecuvintează, un Dumnezeu care ne dă biruință, un Dumnezeu care ne dă ungere, un Dumnezeu care este pentru noi. Amin. Și lucrul pe care mi l-a vorbit Domnul este faptul că El face toate lucrurile astea pentru poporul Lui, așa, pentru turma pășunii Lui. Amin. Dar, mi-a zis Domnul, nu pot să fac lucrurile astea decât în măsura în care poporul meu au o inimă de oaie. Adică Dumnezeu poate să fie toate acestea și mult mai mult pentru cei care au o inimă de oaie, în măsura în care noi avem o inimă de oaie. Și poate vă întrebați, unde e chestia asta în Biblie cu măsura? De unde e treaba asta cu măsura? Pentru că și eu m-am întrebat, bine Doamne, dar cum să înțeleg eu chestia asta cu măsura? Adică măsura în care eu am o inimă de oaie este măsura în care Tu mă binecuvintezi. Este măsura în care Tu îmi dai ungere. Este măsura în care Tu îmi dai biruință. Este măsura în care Tu lucrezi în viața mea, ești cu mine. Măsura în care eu am o inimă de oaie. Unde este chestia asta cu măsura? Și să știți că am descoperit mai multe pasaje în Biblie legat de măsură. Unul dintre ele îl găsim în Matei, capitolul 7, versetul 2, care spune, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Adică, cu ce măsură măsurăm, cu aia ni se va măsura înapoi. Adică, pe undeva, cerul măsoară în funcție de măsura cu care măsurăm noi. În alt loc, în Luca, capitolul 6, versetul 38. Da, vorbește despre... Dar cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Întotdeauna cerul răspunde la măsura cu care noi măsurăm. Măsura în care noi suntem oi, Dumnezeu ne poate binecuvânta. Măsura în care El poate să fie Domn în viața noastră, poate să fie cel care ne unge, poate să fie cel care ne dă biruință, poate să fie cel care ne ridică, poate să fie cel care ne poartă de grijă, este măsura în care noi suntem oi. Măsura în care noi avem o inimă de oaie. Și iertați precum și noi iertăm. Deci în măsura în care noi iertăm, primim iertarea pe care Dumnezeu o are. Dumnezeu deja are iertare pentru noi. Dar noi nu putem să luăm, nu putem să primim decât în măsura în care noi iertăm pe alții. Amin? Este o măsură. Și există un pasaj pe care vreau să vi-l aduc în atenție, în 2 Împărați, capitolul 4, de la 1 la 7. Nu o să-l citim, pentru că poate cere prea mult timp. Acolo e vorba despre o văduvă, da? O văduvă la care soțul ei a murit, da? Și a lăsat-o în datorii. A lăsat-o în datorii cu doi copii. Și banca, creditorul, a venit
așa cum face și ziua de astăzi, și a zis, măi, datoria trebuie plătită. Datoria trebuie plătită. Și ea a alergat la Dumnezeu. Ea a alergat la Dumnezeu pentru ca să-și rezolve problema. Și foarte interesant că Dumnezeu nu l-a trăznit pe creditor. Deși mie mi se pare un tip fără inimă, nu? La o văduvă care și-a pierdut soțul, care are datorii, tu vii să îi ceri copiii ca să-i vinzi. Dar Dumnezeu nu l-a trăznit pe creditor, ci dimpotrivă a ajutat-o pe văduvă să-și plătească datoria. Așa cum cred că ne ajută pe noi toți ca să ne plătim datoriile pe care le avem. El vrea să ne ajute pe noi toți să ne plătim toate datoriile pe care le avem. Să ieșim din orice fel de datorie. El vrea să ieșim din orice fel de datorie. Și sunt câteva lucruri aici. Dacă, cred că mulți dintre voi deja cunoașteți toată întâmplarea asta scrisă aici în Doi Împărați. Pentru ca să... pe undeva, pentru ca soluția lui Dumnezeu să poată veni în viața acelei văduve, a fost nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu, a fost nevoie de credință și a fost nevoie de o grămadă de vase. Și știți, cu toate vasele astea, ea s-a dus acasă, a avut puțin ulei și a început să toarne. Da? Când s-a oprit Dumnezeu? Când n-au mai fost vase. Măsura în care Dumnezeu toarnă este măsura în care noi suntem pregătiți să primim. Măsura în care Dumnezeu toarnă este măsura în care noi ne-am pregătit să primim. Da, este nevoie de credință, da, este nevoie de fapte ale credinței, dar este nevoie și de o măsură. Amin. Și eu zic, măsura în care Dumnezeu poate să fie măreț în viața noastră, poate să ne poarte de grijă, poate să ne ajute, poate să ne dea biruință, poate să ne însoțească, poate să fie alături de noi, poate să ne călăuzească, este măsura în care noi suntem oi. Măsura în care noi avem o inimă de oaie. O inimă de oaie. Aleluia! Vreau să vă spun ceva despre oaie. În general, noi avem o opinie foarte proastă despre oaie. Nu? Ești prost ca oaia, da? Dar, din punct de vedere spiritual, oaia, da, sau creștinul care are o inimă de oaie, este creștinul care este conectat cel mai bine la lumea spirituală. Amin, amin, amin. Este conectat cel mai bine și vreau să vedeți lucrul ăsta în Ioan capitolul 10. În Ioan capitolul 10. Da. Să citim de la versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portalul îi deschide și oile aud glasul lui și el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Ce anume vreau să vedeți aici? Mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc! Ce anume vreau să vedeți aici? Odată că oaia, da, creștinul care are o inimă de oaie, are capacitatea de a distinge vocea Domnului. Amin, amin. Are capacitatea de a distinge vocea Domnului. În marea asta de voci și în lumea spirituală sunt o grămadă de voci care ne tot vorbesc, care ne tot șoptesc, care ne tot momesc, care ne trag într-o parte sau alta. Creștinul care are o inimă de oaie are capacitatea de a distinge glasul Domnului, amin, vocea amin. Domnului. După aceea, al doilea lucru pe care vreau să-l vedeți este faptul că creștinul care are o inimă de oaie are capacitatea de a distinge glasul dușmanului, glasul străinului. Da?
Are capacitatea asta. Vă dați seama ce biruitori am umblat noi dacă am ști întotdeauna să distingem când ne vorbește Domnul și când ne vorbește cel rău. Când ne vorbește Domnul și când ne vorbește cel rău. Și când vorbește în noi ura, când vorbește în noi invidia, când vorbește în noi răutatea, sau știu eu, pofta, să știm întotdeauna lucrurile astea. Cu cât o să avem o inimă mai de oaie, o să reușim să distingem tot mai clar vocea Domnului și vocea celui rău. Și după aia îmi place aici faptul că o oaie întotdeauna înțelege, pricepe călăuzirea Domnului. Pricepe întotdeauna direcția în care Domnul vrea ca el să meargă. Asta nu-i puțin lucru. Deci, creștinul care are o inimă de oaie, degeaba spunem noi că oaia e proastă. Creștinul care are o inimă de oaie este bine conectat la lumea spirituală. Amen. O vede, o înțelege, o pricepe, știe să distingă lucruri acolo, în lumea spirituală. Acum eu m-am gândit la mine și nu vreau să vorbesc deloc despre dumneavoastră, dar fiecare e bine să ne gândim la noi înșine, în primul rând. Eu m-am gândit la mine și, sincer, gândindu-mă la mine, am găsit în mine un amestec de oaie, capră și lup. Și cred că în fiecare dintre noi, nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni, dar cred că în fiecare dintre noi există oaie, capră și lup. Numai gândiți-vă puțin la cine a scris Psalmul 23? David. David, care avea o inimă de oaie, dar la un moment dat s-a transformat în lup. A luat-o pe Batșeba, a chemat-o la palat, a văzut-o, a poftit-o, dar știm toată povestea. Și după aceea, ce-a făcut ca să-și acopere păcatul? Ce-a făcut? Tot felul de manevre, tot felul de șmecherii, înșelăciuni, tot felul de lucruri negre. Pentru că inima unui lup este neagră. Este neagră, este întunecată. S-a ocupat cu tot felul de manevre de genul ăsta ca să-și acopere păcatul. Vă dați seama, a chemat pe Urie, l-a îmbătat, a stat la masă cu el, l-a încurajat, probabil l-a și îmbrățișat și a pus în mână scrisoarea care îl trimitea la moarte. Niște manevre diabolice. Lup. Lup în toată regula. El care avea o inimă de oaie. De-aia vă spun că în fiecare dintre noi există oaie, capră și lup. Mai există și berbec. Câteodată și bou. Da? Da. La Reghin le-am povestit o treabă mijenă să o povestesc, dar totuși e adevărată. Despre faptul că atunci când nu te duci cu așteptare într-un loc și nu te duci să dai atenție la ce se întâmplă într-un loc, în măsura în care dai atenție, este măsura în care primești. Și fratele Daniel aducea tot felul de oameni binecuvântați și cu ungere. Era altfel aici aranjat tot locul ăsta. Chiar vorbeam cu sora că ea stătea în rândul 2. Mi-aduc aminte perfect că odată i-am luat locul și a zis: "No, stai frate acolo, no." Da. Și fratele Daniel aducea tot felul de oameni ca să ne binecuvinteze, să ne învețe, să ne ajute, ca să ne deschidă cumva orizontul nostru spiritual. Și fratele păstor Adi, da, Adi Pop, care este păstorul nostru de zonă și păstorul meu, eu provin din Biserica Noul Legământ din Târgu Mureș, m-a adus și pe mine la o conferință din asta. Și nu știu de unde, da,
am venit cu o atitudine foarte de capră. Negativă. Foarte negativă. Am venit, ce vin ăștia, americanii ăștia să ne învețe pe noi? Că noi le știm pe toate. Doamne, și eu știu Biblia. Și eu cunosc Biblia, am citit Biblia de la cap la coadă, de la coadă la cap, de la mijloc înspre părți. Am citit-o. Care e problema? Vine să ne învețe de toate lucrurile astea. Și vreau să vă spun, apropo, că asta m-a stârnit. Am venit bou și m-am dus vacă. N-am cules nimica. N-am rămas cu nimica. Mai fusesem înainte și și după aia mai fost. Întotdeauna mă duceam cu o bucurie acasă, mă duceam plin de Duhul Sfânt. Când am venit cu atitudinea asta prostească, de om prost, da, care nu vrea să fie atent, care e prea deștept ca să fie învățat, atunci am venit bou și m-am dus vacă. Și știți ce s-a întâmplat între timp? Mi-au crescut coarne, că împungeam pe toată lumea în jur. Împungeam pe toată lumea în jur. Asta s-a întâmplat. Îmi cer iertare, frate Daniel. Frate Daniel a aranjat să fie plătită cazare, mâncare, inclusiv benzină ne-a plătit, ca să poată să ajungă, da, creștinul să învețe ceva. Și creștinul vine bou și se duce vacă. E adevărat. E adevărat. Ce vreau eu să vă spun în dimineața asta este că, încă o dată, în fiecare dintre noi există oaie, există capră și există lup. Și ceea ce ar trebui să facem noi și ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne ajute este ca să încurajeze în noi inima de oaie, atitudinea de oaie. Și vrea să blocăm și să descurajeze atitudinea de capră și atitudinea de lup. Care, încă o dată, există în fiecare dintre noi. Există. Într-o formă așa mai ascunsă, mai latentă, dar abia apucă să ia viață acolo. De-aia noi trebuie cumva să cunoaștem ce înseamnă să ai o inimă de oaie, trebuie să începem să cunoaștem ce înseamnă să ai o inimă de capră și ce înseamnă să ai o inimă de lup. De ce? Pentru ca să încurajăm o atitudine de oaie, să încurajăm și să cultivăm în noi o inimă de oaie și să descurajăm, să blocăm atitudinele de capră și de lup. Amin? Amin. Îmi place cum fratele întotdeauna și când vine la reghi zice, nu vă las așa ușor, spuneți un amin hotărât, spuneți că vreau să știu că sunteți aici. Amin, 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 amin. Da. Și vreau să vă vorbesc despre câteva caracteristici ale oilor, câteva caracteristici ale caprelor și ale lupului. De ce? Pentru ca să le putem recunoaște. Nu pentru ca să ne uităm în viața celuilalt și să zicem, uite ăsta, ce atitudine de capră are. În primul rând, ar trebui să ne uităm în viața noastră. Amin, amin. Și să vedem apucăturile noastre. Către ce merg? Către oaie, către capră, către lup? Da? Dice, pentru că dacă încurajăm atitudinea de capră și oaie, întotdeauna pierdem. Pierdem. Trebuie să le descurajăm. Dar dacă încurajăm atitudinea de oaie, dacă cultivăm o inimă de oaie, întotdeauna vom ieși în câștig. Amin. Întotdeauna cu Domnul vom ieși în câștig. Amin. În primul rând, oaia întotdeauna aparține de o turmă. Oaia aparține de o turmă. Este integrată, este parte, funcționează într-o turmă. Nu există oaia singuratică. Știți că chiar am făcut un pic de căutări pe Google și există un sindrom al oii nebune. Știți ce face oaia nebună? Se izolează. Merge singuratică. Și
nu mai e o oaie normală. Dar o oaie normală întotdeauna aparține de o turmă, funcționează într-o turmă, este integrată într-o turmă, face parte dintr-o turmă. Întotdeauna un creștin cu inimă de oaie știe să răspundă la întrebarea: din ce biserică faci parte? Care e biserica ta? Și știe să răspundă fără niciun fel de ezitare la întrebarea: cine este pastorul tău? Domnul Iisus. Aleluia! Domnul Iisus este pastorul nostru a tuturor. Dar trebuie să avem un pastor și aici. Amin? Amin. Întotdeauna o oaie trebuie să aparțină de o turmă, da? Și să-și cunoască pastorul, să știe cine este pastorul lui. Capra este peste tot și nicăieri. Mereu în vizită. Știți? Că ea mereu vizitează, ea mereu aude de locuri noi, biserici noi, de tot felul de turme noi. Capra e mereu între două biserici. Mereu caută. Aveam o persoană la care l-am mărturisit pe Domnul Iisus, care nu era din Reghin, era dintr-un alt oraș, și l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, l-a primit în inima ei. Și am mai povestit puțin cu ea pe acolo și am încurajat-o, i-am dat adresa unei biserici. Zic, du-te, vizitează biserica respectivă și începe să frecventezi biserica respectivă. Începe să fii parte din biserica respectivă. Și după o anumită vreme m-am întâlnit cu ea și am zis, ce mai faci? No, după saluturi și chestiile astea de complezență, am întrebat-o: umbli la biserică? Păi, nu știu, am vizitat, m-am dus aici, m-am dus acolo. Știam că în orașul respectiv sunt mai multe biserici, biserici bune. Eu am îndrumat-o spre o biserică carismatică. Da, am zis, și o biserică baptistă, da, îi poate sluji și o biserică penticostală. Până la urmă, unde se simte ea că poate să fie parte. Dar important este să fie într-o turmă. Orice oaie trebuie să fie într-o turmă. A trecut o vreme, iar m-am întâlnit cu ea, iar am schimbat complezențe și am întrebat-o, unde umbli la biserică? Păi, știi care-i treaba, Livile dragă? Am fost și acolo, am fost și dincolo, am fost și dincoace, am fost și... Și? Apoi acolo am văzut nu știu ce, acolo am văzut nu știu cum, acolo... Am zis, draga mea, trebuie să faci parte dintr-o biserică. Mi-a promis că o să fie parte dintr-o biserică. După o anumită vreme, iar mă întâlnesc cu ea și cu persoana respectivă și întreb, unde umbli la biserică? Am trecut peste toate complezențele și am întrebat-o, eram curios, unde umbli la biserică? Păi, niciunde. Păi, de ce? Păi, peste tot am văzut tot felul de probleme. Am zis, draga mea, peste tot, am dat-o de gol că era o femeie, dar indiferent, peste tot, în orice fel de biserică există probleme. Așa e. Zic, poți să cauți în lung și în lat, biserică fără probleme nu o să găsești. Dacă găsești una, spune-mi că mă duc și eu acolo. Dar nu există. Nu există. O biserică întotdeauna sunt probleme. Pentru că oamenii, cum a intrat, da, a intrat cu probleme. Da? Cei care au venit pentru prima dată, au venit cu problemele lor cu tot. Într-o biserică, întotdeauna vor fi probleme. Și tu trebuie să faci parte dintr-o biserică. Da, dar eu nu pot să fac parte din aia, din aia la altă, din aia la altă și până la urmă din niciuna. Zic, mă, pentru tine încă Dumnezeu n-a inventat biserica aia să fie așa de sfântă cum ești tu. Știți că câteodată noi suntem așa de sfinți încât nu mai putem umbla la niciun fel de biserică.
Și ăsta este un spirit de capră. E o inimă de capră. O inimă de capră care nu ne lasă să ne integrăm într-o biserică. Despre lup o să povestesc puțin mai târziu, pentru că în Faptele Apostolilor, de fapt nu, în Matei scrie că sunt proroci, mincinoși, lupi îmbrăcați în haine de oaie. În foarte multe lucruri și în foarte multe aspecte, lupul imită foarte bine oaia. Arată ca o oaie, miroase ca o oaie, behăie ca o oaie, dar nu-i oaie. Și despre lup o să vorbim mai la sfârșit. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun despre oaie este faptul că oii îi plac apele liniștite. Apa, adică oaia este întotdeauna împăciuitoare, pașnică. Nu-i plac situațiile conflictuale. Nu-i plac situațiile conflictuale, le ocolește. Mai bine, lasă de la ea. Zice, pentru că e iubitoare de pace, de armonie. Acum, nu cu orice preț, dar vorbesc că, în general, o oaie este pașnică și blândă. Amin. Da? Amin. Și se ferește de situații conflictuale. Capra, din potrivă, ea e mereu... Da. E agitată și arțăgoasă și conflictuală. Da? Am și acum aminte o soră care agita pe toată lumea. Își agita familia, când termina cu ea, venea și agita pe la biserică. După aceea își agita frații și surorile. Și după aia începea din nou. Și purta de aici colo. Să vedeți cum se ducea bărbatul după ea, că ea se ducea în altă biserică. Și am zis, când o să încetez cu toate lucrurile astea? Nu te chinuiești, mai. Vrei să fii și aici, și dincolo, și dincoace, și nu ești nicăieri. Când o să încetez cu chestiile astea? Da, se pare că nici în ziua de astăzi n-a încetat, că în continuare tot migrează. Da. Caprele sunt migratoare, da. Păsări, că se urcă și în copac. Știți că capra se urcă în copac. Nu o poți ține pe pășune. Da. Capra urcă și în copac. Da. De-aia putem să spunem că sunt și păsări migratoare. Oilor le plac pășunile verzi. Întotdeauna oaia îi place cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Îi place... să se studiu, îi place să se adâncească în cuvântul lui Dumnezeu. Vine întotdeauna gata să învețe ceva. Da? Să-și noteze, să-și scrie. Eu nu vreau să... Eu sunt încurajat întotdeauna când oamenii notează, scrie, își fac notițe după lucrurile pe care le aud. Amin. Amin. Oaia prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Așa e, amin. Caută cuvântul lui Dumnezeu. Când o chem la studiu, întotdeauna apare. Capra, din potrivă, ea e foarte critică. Nu știu dacă ați avut prilejul. Eu am avut prilejul ăsta să vorbesc, să predic la niște creștini cu o atitudine de capră. E foarte greu. Absolut. E foarte greu. Pentru că sunt critici. Și e o rezistență care o simți, care e spirituală. Da? Nu poți să înveți nimica. Cum vă spuneam, cu atitudine de capră, vii bou și pleci vacă. Așa se întâmplă. Pentru că știu tot. Pentru că sunt fine analiști. În general, creștinii ăștia cu inimă de capră analizează, te filtrează, te... Măi, fiecare dintre noi avem greșeli. Și primul pe listă sunt eu.
Am greșeli de exprimare, am greșeli de gramatică, am tot felul de greșeli în a spune lucrurilor pe nume. Dar dincolo de astea, întotdeauna ar trebui să fim atenți nu așa de mult la om. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim. Nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim. Dar înseamnă că fiecare dintre noi când venim la biserică ar trebui să fim atenți la ce anume Duhul Sfânt vrea să ne vorbească. Și când suntem atenți la lucrurile astea, să știți că trecem cu ușurință peste greșeli, peste exprimări, peste, cum să spun eu, formulări, hai să zic așa, nefericite. Avem o atitudine de oaie. Capra nu trece peste lucrurile astea. Capra nu trece. Behăie, se agită, da. Critică. Ea nu paște, știți că capra nu paște, ci ciugulește. Da. Amin. La noi toți. La noi toți. Oaia poate fi întotdeauna direcționată. I se poate da direcție. Îi spui adevărul, și ia în consecință, ia măsuri. Da? Poți să călăuzești. Poți să-i spui care e direcția în care... Întotdeauna păstorul poate să-i spună, băi, ăsta este drumul pe care trebuie să mergi. Oaia întotdeauna primește lucrul ăsta. Capra foarte greu primește. În proverbe apar trei tipuri de oameni. Înțeleptul, prostul și rău. Înțeleptul, prostul și rău. Când am descoperit chestia asta, am văzut că se suprapune exact pe treaba cu oaia, capra și lupul. Deci, înțeleptul, prostul și rău. Ce face înțeleptul când îi spui adevărul? Când îi spui, mai, uite-te, asta e viața ta, și ăsta e adevărul. Întotdeauna înțeleptul încearcă să ajusteze viața după adevăr. Amen. Amen. Ce face prostul? Exact. Prostul încearcă să ajusteze adevărul după viața lui. Încearcă el să îți explice calea. Gândiți-vă la treaba asta pe care am auzit-o acum, probabil că aici s-a auzit mai devreme, dar eu am rămas destul de stupefiat când am auzit că există sexualitate fluidă. No, cum e asta? Așa că, de exemplu, în state am auzit că s-a deschis următoarele WC-uri la nu știu ce fel de restaurant. Bărbați, femei și nehotărâți. Astăzi... Da. Păi atunci de ce te mai duci la ecograf? Zice, ne-am dus la ecograf să stabilim sexul... Da. E bărbat sau femeie? Zice, nu, noi îl creștem într-o sexualitate fluidă. Se hotărăște el după aia. Se hotărăște el după aia. Au început să deformeze adevărul după căile lor. Da? După căile lor. Cel rău întotdeauna, deci este înțeleptul, prostul și rău. Cel rău întotdeauna e pus pe rele. Nu știu dacă... și are răutate în inima lui. Nu știu, poate aici nu s-a întâmplat, dar și de la noi de la biserică au mai plecat unul altul, da? Și care au zis în felul următor: dacă eu plec, toată biserica o să se dărâme, o să cadă în cap. Nu știu dacă pe aici sunt, dar om cu răutate, de ce dacă tu pleci trebuie să cadă toată biserica în cap? Poate ție nu ți-a convenit ce se predică acolo, nu ți-a convenit cum e programul, nu ți-a convenit că se bate toba, nu ți-a convenit nu știu ce, nu ți-a convenit de păstor. Foarte bine, ai plecat. Dar de ce trebuie
ca biserica toată să dispară. De ce? Pentru că ești negru la inimă, ești rău. Da? Rău întotdeauna vrea nimicire, vrea ca lucrurile să se distrugă, să piară. Oaia poate fi direcționată, călăuzită. Îi pot spune adevărul, da? Și ea își va ajusta viața după adevărul pe care îl pui în față. Oaia poate fi disciplinată. Toiagul și nuiaua. Da? Acum, cu toții avem nevoie de disciplinare. Amin, amin. Da? Amin. Și la niciunul dintre noi nu ne cade bine când suntem disciplinați. Spuneți amin. Amin. La niciunul dintre noi nu ne place să vină cineva și să ne spună că avem probleme. Că avem defecte. Da? Dar oaia, ce face? Se supune. Se supune. Da? Și acceptă disciplinarea. Chiar dacă îi cade greu. Că încă o dată, la noi toți nu ne vine ușor când ne sunt arătate defectele și când, într-un fel sau altul, da, ne este cerut să ne schimbăm comportamentul. Da? Amin? Amin. Ce se întâmplă cu capra? Când o disciplinez, a dispărut. Când o disciplinez, a dispărut. Și se transformă în căprioară. Știți cum e căprioara? Când vezi o căprioară, te uiți bine la ea, da? Că e o apariție rară, da? Te uiți la căprioară și zici, wow, uite o căprioară. Wow, uite că a venit și fratele. Da? Așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Ai disciplinat o capră? Da. A plecat. A plecat. Și s-a transformat într-o apariție rară, într-o căprioară, într-o pasăre rară, exact. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă cu când disciplinez. Când îl disciplinez pe lup, aici deja se vede. Aici deja începe să se vadă. Până aici a fost în haine de oaie. Dar aici, când încep să-l disciplinezi, deja își arată colții. Și dă să te muște. Și dă să te muște. Da? Și în general, dă să muște pe cine? Pe păstor. Haideți să vă spun ceva. Și lupul dă să muște pe păstor. Și dacă atunci oamenii din jurul păstorului zic, bă, ăsta o fi lup, o fi oaie, o fi ce-o fi, atunci vreau să vă spun că câinele care nu simte și nu poate să simtă și să facă diferența între oaie și lup, da? E o problemă cu, așa cum am și eu o problemă acum cu nasul, dar e o problemă cu nasul. Deci, întotdeauna, liderii din jurul păstorului ar trebui să stea lângă păstor când lupul dă să muște. Amin? Amin. Oaia este transparentă, sinceră, da? Dom'le, ăsta sunt eu, astea sunt prunele pe care le am în traistă, atâta, și cu bune și cu rele, exact cum zice sora Doina, și cu bune și cu rele. Răspunde cu sinceritate, da? Chiar dacă sunt întrebări jenante. Asta este inima de oaie, da? Inima de capră, da? Întotdeauna capra în cețuri, da? Și când îi pui o întrebare, avem noi expresie, poate că este și aici, are abureli. Nu răspunde la întrebare, ci aburește. Aburește. Da?
e, nu e deloc transparentă. Nu e deloc transparentă. Noi, ca și oi a lui Dumnezeu, ar trebui să avem o inimă transparentă. O inimă transparentă. O inimă deschisă, da? Și chiar în situații jenante, chiar în situații jenante, știți că câteodată vin situații jenante peste noi, dar să avem capacitatea de a le recunoaște, să avem capacitatea în continuare de a fi transparenți, de a nu ne închide, de a nu ne bloca, pentru că atunci ne transformăm, ne schimbăm. Lupul nu este deloc transparent. El e foarte înșelător. Gândiți-vă la David. Gândiți-vă la David și la momentele alea în care îl îmbrățișa pe Urie și îi dădea de băut și mâncau împreună, îi scria scrisoarea prin care îl trimitea la moarte. Asta e o inimă de lup, înșelătoare, înșelătoare. Oii îi place să dăruiască. Știți că îi place să dăruiască. Îi place să fie tunsă. Amin. Îi place lucrul ăsta, da? Și da. Păi nu, acum nu trebuie belită. Trebuie numai tunsă. Oi îi place să fie tunsă, îi place să susțină lucrarea lui Dumnezeu. Da. Îi place să dăruiască pentru lucrarea lui Dumnezeu. Îi place într-un fel să se sacrifice pentru turmă. Amin? Capra întotdeauna îi place să primească. Pentru mine, ce este pentru mine, ce pot eu primi, da? Ea e mai puțin cu datul, e mai mult cu primitul, cu luatul. Cu luatul. Lupul întotdeauna cu furatul. Lupul e cu furatul. Ce făcea Iuda? Zice că își băga mâna în pungă și lua de acolo. Oaia urmează pe păstor neobligată. Îl urmează pe păstor prin liberă voință, prin liber consimțământ. Nu trebuie forțată. Capra îl urmează pe păstor forțată de împrejurări. Forțat, da, când are chef. Dar în general când o forțează împrejurările, când vin problemele, ghiși cine vine la biserică? Oaia vine tot mereu. Oaia e mereu prezentă la biserică. Capra, când dă problemele peste ea, atunci aleargă și caută, domnule, unde găsesc eu rugăciune și unde găsesc ajutor? Aleluia! Și acum am spus că vă spun câteva lucruri despre lup. Tocmai pentru că lupul e o prezență destul de înșelătoare. Umblă îmbrăcat în haine de oaie, miroase ca o oaie, arată ca o oaie. Aparențele sunt toate de oaie. Dar în anumite circumstanțe, spune în Faptele Apostolilor acolo, Pavel le vorbește la despărțire, nu mai știu exact la cine, dar putem căuta pasajul, totuși, pentru economie de timp, nu o să-l căutăm, dar îl puteți găsi în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 29. Acolo spune că Pavel s-a despărțit de ucenicii lui și a zis că se vor ridica printre voi lupi răpitori după plecarea mea. Deci, în anumite circumstanțe, lupul iese la iveală. Trebuie circumstanțe, da, când pleacă păstorul sau când e disciplinat. Care sunt circumstanțele? Și acum, știți, noi vorbim despre lup ca și cum n-ar fi pe aici. Dar, încă o dată, în fiecare dintre noi există ceva de lup. Ce simți atunci când ești disciplinat? Ești gata să răspunzi înapoi sau ești gata să spui, da, măi, are fratele dreptate.
Are fratele dreptate. Sau e gata să răspundă. Lasă, frate, că am văzut și pe alții și așa mai departe și n-ai luat măsurile care începe și începe să-i spună păstorului ce ar fi trebuit el să facă. În loc să spună ce ar trebui eu să fac, vine și spune păstorului ce ar trebui el să facă. Da? Începe să încolțească. Cred că în fiecare dintre noi au fost momente în care lupul și-a arătat colții. La disciplinare, în primul rând. După aceea, care sunt lucrurile cu care te hrănești? E foarte important. Oaia se hrănește cu cuvântul. Cuvântul este cel care hrănește oaia. Cuvântul Domnului îi place studiu. Dar lupul, în general, îi place să se hrănească și cu atenția oamenilor. Îi place să se hrănească cu slava pe care oamenii i-o aduc. Să cârcotească. Să bage zânzanie, că îi plac situațiile conflictuale, că acolo poate curge sânge. Și lupul întotdeauna îi place sângele. Lupul nu e erbivor. Și să știți că am descoperit o latură pe care n-o bănuiam în mine de lup. Și să vă spun care este. Am început să mă bucur la veștile despre alții, veștile proaste despre alții. Lasă-mă că le merge lor rău. Și a zis... Ați văzut, soră? Da. Ce se întâmplă când te bucuri la necazul altuia? Chiar dacă, să zicem, el merită necazul care a venit peste el. Ce zici? Așa-i trebuie. Așa trebuia să pățească. Asta e o inimă de lup. Când începi să te bucuri la necazul altuia, când începi să te bucuri ce știu, biserica care te-a vorbit de rău trece prin momente grele, când începi să te bucuri că ce știu ce fel de creștin care te-a vorbit de rău trece prin momente grele, așa ai trebuie. Nu, 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 nu. Noi nu trebuie să ne bucurăm de rău. Amin. Niciodată nu trebuie să ne bucurăm. O oaie nu se bucură de rău. Nu se bucură de rău. Am descoperit chestia asta în mine. Mă hrăneam cu treaba asta. Și a zis Domnul, ceea ce hrănești tu acolo este lupul din tine. Nici de cum oaia. Oaia, așa cum scrie în 1 Corinteni 13, nu se bucură de rău? Amin. Amin. Care sunt lucrurile care ne bucură? Ar trebui să fim atenți la treaba asta. Amin. Da, cum răspunzi la disciplinare, ce anume te hrănește, asta face diferența dintre oaie și lup. Există un verset pe care sunt sigur că îl știți foarte bine în Evrei, capitolul 11, Evrei, capitolul 11, care spune că fără credință, da, este cu 11 cu 6, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și eu am avut o problemă cu versetul ăsta, în sensul că mă gândeam, adică cum, Dumnezeu nu ne place dacă nu avem credință? Păi, cum, El ne-a iubit încă înainte să-L fi ales noi pe El, așa cum a vorbit. Dar aici nu-i vorba despre cum să spun, că suntem simpatici sau nu-i suntem simpatici. El oricum ne simpatizează, oricum ne iubește. Așa. Și dacă suntem păcătoși și dacă suntem necredincioși, Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Amin. Dar aici e vorba despre altceva. Este vorba despre și am încercat să mă uit în original. Este vorba despre cumva a împlini așteptările lui Dumnezeu. Amin. A împlini așteptările lui Dumnezeu. Amin. Și haideți să vă spun cum am înțeles eu lucrurile.
Dumnezeu ne așteaptă, ne așteaptă cu binecuvântarea Lui, ne așteaptă cu favoarea Lui, ne așteaptă cu biruința Lui, ne așteaptă cu călăuzirea Lui, ne așteaptă cu încurajarea Lui, ne așteaptă într-un loc în care numai credința ne poate duce. Într-un loc. El ne așteaptă, dar noi trebuie să ajungem acolo prin credință. Și credința nu crește și aduce rod în orice fel de inimă. Într-o inimă de oaie este oferit un mediu prielnic credinței ca să crească și să ajungă la rod. O inimă de capră e ca o primăvară din asta capricioasă. E indecisă. Vremea întotdeauna și atmosfera acolo în inima unei capre este întotdeauna indecisă. Da? Când este cald și dă să explodează florile, da? Și vine după aia înghețul și tot rodul s-a dat peste cap. Așa este inima unei capre. Cu o vreme indecisă, cu o vreme capricioasă, cu o atmosferă capricioasă în care nu poate să crească, nu poate să se dezvolte credința. Amin? Iar inima unui lup e polul nord. E polul nord. Gândiți-vă la David. Încă o dată, gândiți-vă la David. Vine Natan, David a scris o grămadă de psalmi prin inspirație directă de la Duhul Sfânt. Dar vine Natan în momentul în care are el faza cu Urie și cu Batșeba și așa mai departe, în care inima lui era neagră și nu poate să-i dea cuvântul lui Dumnezeu într-un mod direct. Trebuie să lucreze acolo un pic, trebuie să-i spună o poveste, zice, să schimbe atmosfera în inima lui David. Pentru ca David să ajungă să poată să primească ceea ce Dumnezeu, mustrarea pe care Dumnezeu o avea pentru el. O inimă de lup e o inimă înghețată. Dar Duhul Sfânt întotdeauna vrea să schimbe atmosfera din inimile noastre. Și Duhul Sfânt întotdeauna lucrează ca fiecare dintre noi să avem o inimă de oaie. Să avem o inimă de oaie. Pentru că o inimă de oaie, da, este inima pe care Dumnezeu o poate binecuvânta. Nu că El nu vrea să ne binecuvinteze, dar El nu poate binecuvânta. Zice, încă o dată, capra nu reușește să ajungă până acolo unde Dumnezeu o așteaptă. Lupul nici de cum nu poate să ajungă acolo unde Dumnezeu așteaptă. Oaia întotdeauna poate să ajungă acolo unde Dumnezeu așteaptă. Care-i încurajarea mea în dimineața asta pentru dumneavoastră și pentru mine? Este să ne cercetăm bine, să privim la noi înșine bine. Fiecare în dreptul lui. Fiecare în dreptul lui. Să ne analizăm, să vedem care sunt pornirile inimii noastre. Sunt porniri de oaie, sunt porniri de capră, sunt porniri de lup. Și încă o dată, să facem un parteneriat cu Duhul Sfânt, care întotdeauna vrea să dezvolte în noi o atmosferă și o inimă de oaie. Ajută-ne, Doamne! Dragilor, fiți binecuvântați! Vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit, cu căldura cu care m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea inimă de oaie. Mulțumim!